Ne aflăm la evenimentul de lansare a Ferrari 458 speciale, un model exclusivist pentru mulți din șoferii din România. Aș vrea acum să încep discuția cu o scurtă întrebare și cea mai relevantă, aș putea spune eu. Cam de la ce preț pleacă un model Ferrari disponibil în showroom? Modelul, să zic așa, cel mai disponibil la momentul de față este undeva la 170.000 de euro, TVA inclus. Și pentru că pe noi ne interesează mult și partea de asigurare, o să vă rog să ne spuneți la o astfel de sumă cam la cât se ridică și o primă de asigurare. Prima de asigurare se ridică undeva la 1.500-2.000 de euro. Pe lună, sigur. Asta înseamnă că polițele au și franciză sau... Marea majoritate a polițelor casco au franciză. Ce părere au clienții despre franciză aplicată la astfel de polițe? Pentru că totuși vorbim de o mașină cu o sumă, cu o valoare foarte mare. Nu am întâlnit clienți care să aibă ceva de obiectat vis-a-vis de franciză. Deci e o practică curentă, ei practic au acceptat-o. Cu câte companii de asigurări colaborați în momentul de față? Trei, cu două foarte cunoscute și una, să zicem, nu la același nivel. Vorbim aici de companii autohtone care sunt dispuse să preia în asigurare astfel de modele. Au existat și cazuri când mașinile au fost asigurate și în afara României? Nu. Cam câte evenimente nefericite, să spunem, cu accidente în care au fost implicate mașinile Ferrari ați avut, să spunem, în ultimul an? În ultimul an, trei. Trei evenimente cu mașini avariate. Și unde se efectuează reparația? Aici? Sau? În serviciul nostru se efectuează reparația. Bineînțeles, mașina este adusă, depinde de situație, dar de cele mai multe ori pe platformă. Se face o constatare de către, primă constatare de către firma de asigurări, urmând ca noi, serviciul, să ne ocupăm de partea, să zicem, specială de reconstatare și sunt cazuri în care inspectorii de la asigurări vin și, să zic, împreună cu noi ne dau acceptul pentru a comanda piesele sau doar în baza unei simple transmiteri pe mail avem confirmarea acestea. A fost nevoie vreodată să duceți o mașină într-un serviciu specializat din Italia, să spun? Nu, deocamdată nu. La sfârșitul reparației, în general, cu firmele cu care colaborăm, mașina în maxim, să zicem, două zile poate fi ridicată de client, deoarece, având colaborare cu firmele de asigurări, acceptul de plată nu este o problemă în cazul acestora. Și cam cât durează reparația? Păi, depinde de avarie. Pot să zic că de la două săptămâni până la poate o lună. Când un client cumpără un model Ferrari, îi sugerați o anumită companie de asigurări cu care colaborați? Sau cum ați făcut selecția dumneavoastră a asigurătorilor pe care îi preferați pentru... De obicei le sugerăm asiguratorii cu care colaborăm, explicându-le și varianta că la sfârșit nu are niciun fel de, să zic, impediment în a ridica mașina. Dacă varianta pe care noi le-o propunem este, să zicem, neacceptată, rămâne la latitudinea lor, dar la sfârșitul reparației clientul până nu poate ridica mașina până nu banii nu sunt virați în contul serviciului. Dacă ne puteți spune cam care a fost cea mai mare valoare a unei daune pe o mașină Ferrari? Nu pot spune 100% că ăsta e prețul, era undeva la 70-80.000 de euro. Cred că o veste proastă pentru asigurător. Din păcate, da. La o mașină de o asemenea valoare și o asemenea calitate, riscurile sunt de partea ambilor, și asiguratorilor și a clientului.